Pătrunjelul este indicat în tratarea afecțiunilor pulmonare, ale stomacului, vezicii urinare și ficatului. Istoria pătrunjelului prezintă evoluția sa în felul următor. Englezii au preluat pătrunjelul din bucătăria română, iar ei furaseră această plantă de la greci. Fechii greci credeau că Hercule folosea pătrunjelul ca sursă a puterii sale și de aceea ei obișnuiau să încoroneze câștigătorii diverselor concursuri cu ghirlande din pătrunjel ca formă de apreciere și cinstire pentru Hercule. O altă utilizare în antichitate pentru pătrunjel era hrănirea cailor soldaților, despre care se credea că vor alerga cu mai multă viteză și vor fi biruitori. În prezent, din punct de vedere medical, pătrunjelul este indicat în cazul afecțiunilor plămânilor, stomacului, vezicii urinare și ficatului. Toate părțile plantei sunt utilizate. Frunzele conțin mai puține uleiuri decât rădăcina. Tot în frunze se află o mare și importantă cantitate de vitamina A și C. Frunzele de pătrunjel conțin mai multă vitamina C decât o portocală. Clorofila pătrunjelului este un bun antiseptic și este folosită în tratarea mușcăturilor și tăieturilor nesemnificative. În componența sa, la nivel de elemente chimice, putem enumera mineralele, potasiu, tiamina, niacina, riboflavina și fier. Rinichii sunt organe care sunt ajutate de pătrunjel, care are rol în acest caz de diuretic. Acesta stimulează urinarea în momentele în care rinichii nu funcționează corespunzător și sunt încordați. Este o plantă bienală, în primul an apărându-i frunzele, iar în cel de-al doilea an ieșind și semințele. Pătrunjelul este folosit în special proaspăt. Pentru conservarea sa aveți două soluții, fie să îl uscați, fie să îl congelați.